foarte bine, Eddie. Eddie vă așteaptă și pe data de 21 mai, ați auzit, la cea mai tare gală de K1 din România, K1 World Grand Prix. Hai să dăm drumul la bătaie și ăștia nu sunt pentru vorbe, ei sunt pentru vorbe. Băi, George, hai să anunțăm până la alta care sunt meciurile de astăzi pentru toți oamenii care ne urmăresc la TV, pe net sau care sunt aici în sală. Ok. Primul meci, Bogdan Stoica, Sebastian Horeica. Al doilea, Demeș Laslo, Viorel Burnaru. Al treilea, Lucian Danieluc, Gabriel Coroș. Danilecu, așa, al patrulea meci, Adrian Mar, Marian Albișor, meciul 5, Sergiu Maxim, Andrei Vlașin, meciul 6, Marian Iurgheri, împreună cu Călin Iovan, și meciul 7, Valentin Petruț, împreună cu Răzvan Avasilcăi. Avem o grămadă de meciuri tari, se pare că au venit și cu o grămadă de prieteni, adică au susținere aici în public. Mulțumim celor care au venit în număr atât de mare. Așadar, începem cu prima parte din această superbă seară. Avem un antrenament și un scurt interviu cu unul care se pregătește pentru data de 21 și crede-mă că se pregătește bine. Antrenorul lui, Alin Panaitescu. Aplauze pentru Alin Panaitescu. Îl invităm alături de domnul pe Cornelescu Panaitescu! O mică eroare, mai facem și noi erori, ce să faci? Uite ce pregătit e, fiată. Cătăline, sunt până înăuntă să stea alarma pe FM. Ne dăm jos de peric, stăm într-un coț, unde să ne ascundem? O demonstrație, Cătălin Smărândescu, acum. Ia să începem să ne gândim un pic. Pentru ce fai te pregătești pe 21? Adică, a fost unul de cele mai tare meciuri al mele. Vorba despre Vadim Dobori, unul de cei mai buni cători de femeia din lumea lor actuală. Să sperăm că la sfârșitul meciului voi fi și pe va câștiga. În procente, cum ți-ai calculat șansele? 50-50. Așa e, fair, nu? Până la urmă. Hai să vedem câteva mișcări demonstrative pentru ceea ce va urma pe 21. Nu uitați, kaunubucharest.com, acolo găsiți toate detaliile legate de gala de la Romexpo din data de 21 mai. Să mai spunem că gala de pe 21 mai va fi un eveniment care va avea cea mai mare expunere pentru un asemenea eveniment. Va fi transmisă în 100 de țări, va fi urmărită de 200 de milioane de telespectatori, probabil. Vreau că sunt toți treci atunci, pe 5 continente se va transmite. Deja se face părul pe mine ca pe găini, știi cum? Da, da. De cam tare, că am impresia că antrenorii au cea mai grea slujbă într-un antrenament. Dar o să ai din prima așa un adversar foarte puternic. Nu te-ai gândit de două ori la fight-ul ăsta? Nu zic că de trei ori de când mă pregătesc, mă gândesc în fiecare zi la fight-ul ăsta. Și sper că ăsta vreau să puști. Doamne ajută! Să-l aplaudăm pe Cătălin Seurobată pentru data de 21. Mulțumim! Cătălin Smărănescu prezent și el la K1 World Grand Prix pe 21 mai, aici, în București, la Romexpo, un eveniment care o să crape țara în două și lumea, 5 continente, George. Hotărâi lucru. 200 de milioane de telespectatori. Dăm drumul primului meci, suntem gata. Eu de-abia aștept să-i văd în ring pe cei doi, așa că eu o să compun acum. Ok, dar să-i joci în prezent pe cei doi. Concurenți de astăzi cu cei doi luptători, să vă spunem că reprizele vor fi astăzi 3. Sunt 3 reprize de câte 2 minute după regul K1, așa încât meciurile sunt destul de lungi și foarte solicitante, o să avem bătăi foarte tare astăzi. Mă gândeam, Claudiu, că de aia scos afară, știi, să aibă mai mult oxigen. Oricum, să trecem la primul fight, îl invite în ring pe Bogdan Stoica! Bogdan Stoica, proveniat din București. Hai să-l punem și la cumva ăsta, deși știu că doar la mișto iară. Lejer. Hai să se ring lângă sala, acolo e pe înălțime cu tine. Uite, te așteaptă. Am fugit, l-am lăsat pe el. Eu nu mă mai bag greșit, eu ce că zboară cu unii. L-am văzut pe Smărătescu cum și-a trebuit la dronul la voi. Mai bine așa. Partenerul de ring, doamnelor și domnilor, din Iași vine antrenorul Mihai Constantin, Sebastian Horeica! Say what?
Ne pregătim pentru primul meci cu Natăbocan Stoica în colțul albastru, Sebastian Horeca în colțul roșu. Primul meci încep să se spargă, băieții. Încă o dată sunt 3 reprize, aia câte 2 minute după regul K1. George în selecție națională, adică ce fac aici a fost a avut 2 reprize de câte 1 minut. Și unii să facă de ce se va întâmpla seara. Și unii și-au dat sub metrul în prima repriză. Față, prin spate. Da, am văzut niște meciuri foarte tari prin țară și cu siguranță că meciurile pe care le avem pregătite în seara asta direct la sport.ro vor fi și mai tari, pentru că se întâlnesc noi așa cei mai buni dintre cei selectați din țară. Miza pentru care se bat acești băieți este una cât se poate de mare, adică e vorba de niște contracte, loc al combat și ulterior, dacă e cazul, ca unul. Deci o miză puternică. Alarma BFM îți dă bătăie în seara asta. Alarma BFM a dat și bilete și pentru gala de pe 21 și, bineînțeles, pentru această seară a lansat invitații pe care ne vină de dimineață. La mijlocului și acum nu mai așteptăm decât să înceapă fight-ul. Hai să auzim galeriile pentru cei doi! Începe primul meci! Ivana se caută un greu! Bogdan Stoica, Sebastian Horeca! Și deja au început băieții! Nu știu cât de puternic a fost lovitura, trebuie să vedem ce se întâmplă în pomă și picioare. Ne-am mai uitat și noi la box, la K1, la MMA, la UFC. Am văzut arcadele foarte... Da, am văzut și sportiv luptând pe cap. Da, probleme. Ia să vedem, este vizit în continuare la colțul lui Horeca. A fost o creșteșitură foarte mare, ia să-i dăm două se. Mai oprește. Vin cei de la ambulanță să încerce. Să încerce el să curățe. Să încerce, ia să vedem. Da, se pare că avem o decizie rapidă. Juriu oprit, a decis oprirea acestui meci. Oh! Da? Se pare că e oficial? Este oficial, dacă vine din partea juriului. Așteptăm doar ca acesta să se aducă pe cei doi în centrul ringului și să anunțăm primul învingător noastră. Și doar două lovituri! Ne pare foarte rău că s-a terminat atât de repede sincer. Două lovituri de picior, eu cred că Bogdan Stoica se pregătise pentru mai mult. De asemenea și Sebastian, dar asta e. Bine, probabil că testa la cărare este foarte adâncă și foarte rată și foarte deschisă. Cred că la un al doilea picior tot în zona aia și bun. Trebuia și gata, se deschidea de rău. Așteptăm câștigătorul deja a plecat din ring, nici l-a mai stat. Ok. Hai, a fost după ce extrem de rapid. Asta a fost să zicem că avem decizia în față, așadar aplauze pentru primul învingător de la Se caută un greu. Bogdan Stoica! Bogdan Stoica, cred că a fost chiar cel mai rapid pe care l-am văzut. Cel mai scurt de greu. Exact. Incredibil. E ca și cum te-o aș face pe tine și te-o credea. Băi, nu te mai fă! Trecem la al doilea meci, este cu următorii, doi luptători. Sper că sunteți pregătiți. Ne apucăm de ei, și anume, George! În următorul meci îl invităm așadar în ring pe primul dintre cei doi luptători. Vine din Târgu Mureș, antrenorul lui Not Ișvan, Nemes Laslo!